Salutare la toți! Salutare! Azi noi vrem să ne ducem în Embona, vreo 50 de kilometri de la Rodos, să luăm niște ulei gustos de acolo, de măsline. Avem noi de la fabrică, dar vrem să luăm așa pentru prezent. Da, și să mâncăm gustos și să degustăm vinuri. Da, să ne ducem și la degustații. Și am lăsat copiii acasă, că Alex nu vrea să meargă, Ariana așa și așa, dar s-o obosească ei. Nici nu vor. Și cald. Vor cu verișorii să petreacă ultimele zile de vacanță. Da, e seara, ora jumătate la 7 seara și ducem noi în doi. Noi n-am fost niciodată în doi, în Embona, da. Mereu cu mamele, cu copiii, dar în doi niciodată. Da, ia că te scot avion. Vreau să decoleze. Să pregătești. Da. Interesant așa drumul lângă aeroport, știi? Da, plăcut. Pe aici avioanele merg așa încet și se întorc și este altă bandă și acolo decolează. Aici este un hotel. Asta că am uitat cum se numește, e că este. Nut, da. Aici sunt toți cu pielea. Nu știu ce modă e asta, dar toți turiști și majoritatea sunt germani, din Germania. Toți cu pielea. Adică cu pielea și fără chiloți. Așa amblă pe teritoriul hotelului. Că ăștia care lucrează nu crezi. Dar ăștia nu știu, că eu n-am fost niciodată, dar nu-i spus greci care au fost aici, nu știu, toți cu pielea. De asta și hotelul, că aici de obicei garduri nu sunt, dar acest hotel, el are gard. Îngrădit cu gardii ăsta, peliculă verde, știi, care... Ca să nu se vadă ce... Ca plasa, da, care avem și noi în Moldova. Să nu se vadă, da, să nu... Ei, dar în mare parte acolo sunt moșnie și babi, adică... Este și plajă pentru unde ești și aici, pe undeva, nu știu. Este, da, și plajă. Acum mergem pe drumul de lângă Marea Egee. Spre Lindus e Marea Mediterană, deci e Marea Egee. Prin două părți poți să te duci la Embona. Aici așa e mai liniștit, că acolo sunt mai multe hotele și... Mai multe sate aici, nu te trești. Și mai multe sate, da. Dar aici așa e mai... liniștit. Partea asta și copac așa, interesant. Partea asta dinsulă care din partea Mării Egee e verde, vezi, tot e verde. Da, e mai verde, nu e așa uscat ca partea cealaltă. Partea și mediterană acolo uscat, e ca și în Lindus, să ne ducem acolo, e pietri. E pietros. Foarte puțin copaci, verdeață în general. Satul ăsta Embona, el e la 670 de metri, ori 700 de metri deasupra nivelul mării. De așa și-a fost, știi? Nu părăsă de vădă. Nu știu. Poate a fost ceva, cred că vreau hotel. Cât am înconjurat noi insula asta, de câte ori. Da, în stânga, în dreapta. Aveam zile pe duminică, iarna mai mult noi. Da. Trăieram insula. Am ajuns și în satocul Embona și pe stânga e că e... Ia că acolo e radarul cel care l-am văzut de pe corabie, dacă ți-l desminte. Și mai o să trecem de Embona, ne ducem mai întâi în Siana, asta e alt sat. E la 5 km de Embona. Și pe urmă să ne întoarcem înapoi aici să mâncăm și să degustăm vinuri. Dacă ați fi deschis, eu nu știu, prima dată vin așa târziu, da. E că e 7:20. Eu cred că ați fi deschis, că e loc turistic, știi? Da, dar vreți să vă deschis. Dacă aici vinurile se deschis. Dacă aici noi o să vinim la degustație. Acum să ne ducem să cumpărăm ulei din satul Siana. Vorbim cu Cristina că
făcut și în Turcia, de exemplu, unde fac gustos, să te duci la taverne așa mai, mai retrasă, în sat, știi, ca din sat. E că aici sunt e, așa multe taverne și eu deja știu unde fac gustos și unde nu. Dar în Turcia te duci la hotel și unde te duci prima dată, nu știi nici taverne să nimerești. Și dacă fac gustos... E, dar ne ducem așa, după logica că unde este lume, acolo e gustos. De obicei, dacă nu e lume, înseamnă că nu e gustos. Facem aici o stație să... Facem niște poze. Ai răcoare! Mi-a zis și soarele și marea, azi e frumos. Asta e marea și soarele acolo. Aha, asta e Halki, Halki, da, da. O să trecem pe sub muntele ăsta acolo. Să scudem? Nu, asta la margine. De câte ori am trecut, nu, nu a căzut nimic. Aici sunt struguri, vezi poama, da, cum crește în munți și și ceață acolo. Cristina, ai fric? Eu am văzut mini-fric și ne-am luat o ștergărie în prosop de mare. Deci umiditatea e ridicată, că dacă suntem în munți. De record, ai bine, parcă suntem la Moldova. Da, e super. Cred că în taverna asta suntem noi și nu este lume. Toți turiștii ziua au fost. Sara, e și zi de lucru. Da. Dar e foarte super. Ca în trecut noi ne-am parcat aici sub copac, dar acum au pus barele astea, nu știu de ce. Cred că nu-ți parcheze. Da, să nu-ți parcheze lumea, dar pe ce fac acolo dacă nu-ți parchează mașinile? Adică ies ca, știu, ca centru. Ca trotuar. Mi-a spus lui Sergiu să filmeze în drept de amuc să-mi treci. Eu am ușcă măscă pe ele. Așa, pâine la grătar coapt cu origan, salată grecească, original. Din lăsat, așa se face da, lăsat. Da, aici pun și e ca este... Capăr. Capăr, el e așa acru și foarte gustos, e ca murat. Ca castravitele murat, da, o gustare așa interesant. Foarte gustos. Gustos? Da, am luat și tzatziki și asta e un fel de... Cașcaval brânză picantă și așa. Ardei, iute, cu da, condimente. Gustoasă, gustoasă. Hm? E foarte gustoasă, și fac foarte gustoasă. Feta asta gustoasă, ardei ăsta, iute, tot marinat, urmurat, nu știu. Deci folosesc și apă albă, vezi? Nu roșie. Mm-hmm. De obicei peste tot roșie, da, și albă. Poate n-aveau roșie. Am gustat și albă. A dus și cașcaval prăjit. Te rog, eftedes, se numesc, la dășe. Cristina n-are răbdare. Gustos? The best of the best? De 4 cașcavaluri, 4 diferite cașcavaluri în interior, făcute așa, beluțe, tăvălite în făină și prăjite în ulei, în friteză, deci ăla știi cum. Cum fac cartofii? Pai? Mm-hmm. Așa și ăștia, aruncă în ulei și... Mm. Foarte gustos. Dar nu la cașcaval. Da. Nu are. Miros, nu miros. Nu vreau să miros. E, cum se numește paidache? Cum e în... Ori capră, ori oaie, carne, da, da, paidache, anume paidache, asta e o secție de care corp, de unde e? Mama, să duci mama și eu nu cunosc. Mai pe scurt, că așa am luat multe paidache, pentru că să mănânci că sunt la 2-3 și restul sunt la acasă și la mama. Dar eu mi-am luat ca așa găină. Eu... Și servitorul când o adus, mi-a dat invers. Au crezut că eu o să mănânc tot așa, dar lucrul este asta. Zic, nu, nu, asta noi o să luăm și la pachet acasă. Da. Gustos? Nu, aici fac foarte gustos, pentru că e animal deci local. Ei nu aduc din rodus, din magazine și salata foarte gustoasă. Toate legumele sunt aici din sat.
Vreau să spun că eu nu mănânc nici de oaie, nici de capră, nu mai și la grăta. Nu știu, o fac fără miros, dar cum o fac? E ca noi am văzut cum o taie. Nu, are puțin miros, dar așa de gustoasă s-o face mai bună carne ca tare, știi? Da, oaia, e capra, e gustoasă. Poftă mare! Mulțumesc! Mulțumesc! Și cartofi proaspeți. Gata, plecăm. Am luat încălzit? Am luat, te-ai încălzit, da? Noi i-am servit Cristina și câte 25 de suma. Samagon din struguri. Fac e foarte gustos. O să luăm și acasă. Și am luat carnea pentru mamă. Hai pune aici și leagă snuput în mașină, că carnea asta leagă Putin. Cum n-ai dat Putin? Putin. Gata, plecăm repede să vedem, poate reușim la vin, că e noaptea și nu știu la ce oră se închide. Poate reușim. O închis, dar pentru noi deschide înapoi. Vrem să luăm uleiul ăsta magic. Ε, Βάλει όσο και να έχει πολύ βοηθάει αυτό για το. Σαν είναι αυτό. Ναι, ναι, αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Ρίγανη τώρα σου βάλα. Ρίγανη, βλέπω και εγώ. Ρίγανη, πού είναι. Όχι, αλλά σφακόλα το θέλω. Θέλει λίγο. Όχι, εγώ δεν θέλω. Εγώ το ξέρω πώ είναι, δεν θέλω. Ναι, αλλά σφακόλα θα έτσι. Και ρίγανη θέλουμε μίξ για το κρέας. Περίμενε λίγο μίξ, θα θέλω να σας γεμίσω ένα ρύζι πάρα πολύ. Ναι, εδώ πέρα εγώ που το έχω κάθε μέρα και μου αρέσει ο ρύζι. Η κόρη μου όταν πονάει το λαιμό, βάλε μου τέτοιο. Ναι, ξέρεις τι, εμείς βάζουμε και εδώ το βράδυ. Τις βάζω εδώ όταν πονάει το αυτή της λέξης. Δεν μυρίζει πολύ το ροσμαρίν, σαν ίσα. Έχει μια γεύση έτσι ελαφριά. Είναι πολύ σαν δεκόρ. Ναι. Εγώ θα σας δώσω σκέτο. Ναι, ο ασκέτο δεν φαίνεται τόσο ωραίο. Ναι, έλα το έχει και με θυμάρι. Αυτά τα κάνει αυτές ο μεσπούρης. Ωραίο και το θυμάρι. Ναι, ή σκέτο ή ροζμαρίν θα πάρουμε. Ναι, ξέρω... εγώ μου φαίνεται ότι είναι ωραίο. Αυτά σου λέω τα έκανα πριν 10 λεπτά. Μην φοβάσαι, δεν πάθει τίποτα. Έλα, γιατί κάτι βρεις. Ne cam luat așa mix pentru carne. E foarte mult sare de mare, oregano, chimino, nu știu ce mai are și. Foarte gustos. Gata, am plecat. Acum avem de mers așa vreo 40 de minute pe serpatine de astea. Eta drumurile spune și... Așa sunt toate drumurile, că e smunți. Toată insula s-a așa. Foarte mulți copăcei de maslini stânga-dreapta, vedeți? Că atât asta e maslini. E plină insula cu copaci de ăștia. Și-au rodit bine anul ăsta maslinile. S-au bucșit copaci. Bună dimineața! Mergem la mare? Da, mergem la mare. Hai, fetele! Arcați în găpeț. Hai, le duce, hai. Ducem noi la mare, salutare la toți. Ne ducem la mare să lăsăm pe Cristina și pe copii. Și eu cu mama să mă duc prin oraș. Să mă duc apartamentul. Ei să mai fac niște lucrări. Și să trecem pe la niște magazine. Și pe urmă să ne ducem să-i luăm de la mare. Pa, pa, să fiți cu minți. Să ascultați pe mamica, pe fia. Bine? Bye-bye! Am ajuns acasă și copiii mănâncă. Poftă mare! Mama aici prăjește nuggets-uri. Nuggets baby. Vrem să ducem până în oraș să cumpărăm câte ceva pentru casă. Trebuie încet, încet să ne facem cumpărăturile. De ce ne-a fost dor să luăm? De ce avem nevoie? A luat sora mea aici și niște... Soluții pentru cuptor și grăsimea să e foarte ușor cu soluția asta și nu miroasă. Că nu întrebă pentru grătar așa soluție.
să-l curățim. Și în Moldova ce am găsit, el miroase foarte tare, intens așa, și nu prea curăță grăsimile astea. O să-l luăm și o să-l încercăm. Și o să vă arătăm și vouă care e soluția și dacă e într-adevăr așa de bună. Dacă așa s-a luat că un mixer, un blender de ăsta, îl folosim des și soarță așa la, două soarță, ăsta e a treilea deja. Și două de astea am luat pentru canapele. Cum am venit aici la un magazin să vedem de niște încălțăminte pentru Angelos, că e ziua lui, peste două zile. Și vrem să-i facem cadou Adidas. Și un magazin mare, așa cu încălțăminte. Găsit ceva? Pentru Angelos sau pentru tine? Pentru mine. Da, Angelos? Începem la sport acolo. A, așa pentru tine? Ce am terminat. Așa, eu plăcut lucrul ăsta, dar noi e mărimea ei. Gata, i-am luat. Și ce e bine aici, psihotare, că luăm? Eu, mandarini. Chiar, chiar pe drum, copacel de mandarini. Nu se mănâncă? Decor, da. Dar pe oricum se coc. Da, dar ele doar de decor, mărg, ele nu-s comestibile. Să-l baci, ce cum se... Măcar sunt frumoase. Mașina noastră și murdară, parcă a fost prin Vietnam. Să o spălăm. Cum ne ducem la Trianda? Ce să facem la Trianda? La supermarket și la o soluție trebuie să luăm. A, soluția și ea? Da, pe urmă să ne ducem să mâncăm. Ducem să luăm soluții, pentru asta că e de cuptor care v-am spus, și pe urmă ducem să mâncăm. Pita și altceva să mâncăm. Pita și am luat încălțămintea, poate să o întoarcă. Timp de 15 zile sau să-și ia altceva. Da, timp de 15 zile poate să le întoarcă, poate să iei haine, să schimbi pe altă încălțăminte dacă nu-i place. Și... Aici e în orice magazin. Eu nu țin minte, mă ating în Moldova doar la mall și nu sunt sigură acolo care e. Ei, nu e ca... Nu, da, nu încă e, nu e dezvoltat la noi. Încă în Europa. Aici vii, schimbi, nici nu te întreabă de și, pentru și. Da, da. Dacă ai cecul sau dacă ai carte. Vreau să schimb și gata, schimbi, nici nu se uită. A venit repede, dacă e cam gol aici. Greșe mai mult țara pentru și mănâncă. Și am luat așa câte două, că aici sunt micuța este. Și super, poftă mare. Ia capetele cum sunt la ei. Da, dar nu știu ce le-a cumpărat, că de astea am luat. De astea am cumpărat, dar ei au altele. La dânsii sunt mai subțiri pitele. Da, și nu au găurile astea, splate, da, știi, da. Ca turcile. Da. Și super așa, micuț, supermarket ăsta, dar... De toate. Ehe, de toate, da. Unde e? Soluții să nu uităm. Soluții și cremă, dar vreau să faci totul. Dar lui parcul la noi cât costă? La noi lui parcul e 63 euro și ceva. De asta? Da. 250 grame și 430, mai scumpă aici. Și tot aici în supermarket este ceapă roșie și albă. Asta roșie mai scumpă puțin. Și mai iute. Fructul de cactus 3,15, smochinile 4,55, care am cules noi pe drum. Și smoi, vechișoare, scumpe. Sprite, ce interesant. Câte 6. Mama, le-a luat de cele granite? Nu mai țin minte de care. Că așa am luat 5 de astea. Dacă așa arată. Catharistico, iată furnul. A, scrie și pentru grill așa. Catalilo ia grill, barbecue, ola ta camena, anexele, ta scrie. Ciocolată și ciocolată, da. Așa e cu grădicele cu negru și nu. Ciocolată cu negru? Da, cu ciocolată neagră. Deci așa este, am luat aici 4 biscuiți cu ciocolată neagră. Și tot foarte gustos. E un fel ca la noi ovseancă? Da, mai gustos. Da. Sunt gustoasă, da, Ioan. Și ești mult și să iau, vezi, să cumpără. Și portocală sunt gustoasă, toate tot și cu migdale sunt gustoasă și negre. Pe scurt, unul o curs foarte mult, am luat altă pungă și m-am dus înapoi și am schimbat-o și nu am schimbat-o fără probleme. M-am dus, o schimbat, mi-a adus.
Moldova avea spui că am scăpat-o jos, că am stricat-o eu. Că... Vă lăsă plăcut dulceața. Dulceața? Din vișină. Biscuiții vreau să mănânc unul. Și eu vreau, uite, niște biscuiți am luat. Așa. Eu știu, sunt patru înăuntru și fiecare individual în pachet. Atent, deschide. Deschide soft cookie, soft. Mai timp s-a plăcut de anul trecut, dacă nu mă greșesc. Da, așa că mâinile mele sunt soluții. Da, așa sunt. Ce murdă? Am rămân. Da, mă. Ia uite. Moale. Oreo cu caramel am luat. Să gustăm. Remix? Jumate, jumate, da. Și aici ceva din biscuiții de-a lor de la latine. Da. Cești? Ceva nou. Vreau să fie. Ia, su Cristo! Ce faceți voi? Oh, am ajuns acasă. Copii cu câinii. Fost cu minți? Da. What is happening? Ariana, Ariana. Salut, Alex. Cum? Tot bine? Ce bei acolo? Cacao. Și mai calitativ. Easy, marca. Hai, da, viam este. Easy, știu că ai. Cine lași pentru fadă este. Seara deja și copiii. Ce mâncați? Livia, te trotă. Clătită. Clătită cu Nutella sau merenda. Merenda aici. Deci e un fel de... Dai să nu-i merenda. Dai să nu. Asta e ceasă. Nu m-a dat să fac platou ăsta. E cam greu dacă nu știi. Am lucrat la așa clătiți. Așa să facem și sărati clătiți. Ei mănâncă și sărati. Cu cașcaval și cu șuncă. Și trebuie de pus mai mult aluat și de întins. Ready. Mulțumesc. Asta trebuie să fie în apă. Eu am plătit-o ca aici, că sunt anuare apă. Și e așa. Luat. La mijloc. Nu trebuie un coleac. Da, aici am unul jumate. Așa. E asta și învârtești. Aha. Faci cât de mare vrei, dar învârtești așa până. Și... Așa, știi. Asta nu-i dreapta, puțin așa e inima. Da, 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 este o leapă. Așa? Și-o pui înapoi în apă. Trebuie apă. Am înțeles. Bol, apă. Așa mai ușor să faci. Ia ce frumușă. Ia mama și frumoasă, Sergiu.